Busuiocul este una dintre cele mai iubite plante, este regele mirodenilor, cum mi se mai spune. Este atât o plantă medicinală, o plantă aromatică, cât și o plantă ritualică. De la busuioc folosim doar partea superioară, partea aeriană, frunzele cu inflorescențele. Se usucă și poate fi folosită ori sub formă de ceai, ori pentru condimentarea unei salate, a sosurilor, foarte bună pentru industria alimentară și pentru bucătăria acasă. Busuiocul e foarte utilizat în salate. Nu este o plantă foarte pretențioasă, însă are nevoie de umiditate în aceeași măsură în care are nevoie și de lumină. Mai poate chiar și ajuta la scăderea febrei și a gestionarea simptomelor de răceală, în combinație cu alte plante sau chiar și singur utilizat. În cultura populară a fost folosit pentru ameliorarea durerilor de cap. Ca un adjuvant, mai poate fi folosit și la detoxifierea organismului, într-o oarecare măsură. Cele mai întâlnite tipuri de busuioc în România este cel comun, este cel violet și a apărut acum un tip busuioc cu aromă de lămâie care este foarte bun. Busuiocul se înmulțește prin semințe semănate în lădițe și se pun în câmp. Este un procedeu foarte simplu de înmulțire. I se mai spune chiar și floarea Domnului, datorită proprietăților sale vindecătoare, aromatice și foarte des întâlnită în toate ritualurile bisericești. Acest rege al plantelor. Busuiocul se găsește doar cultivat în grădini, în curți. Este sub formă de tufă, care poate atinge dimensiunile de până la 60 de centimetri, cu frunze verzi și cu un miros excelent. În plus, frunzele lui pot avea rol tonic, revigorant și se mai folosește chiar și împotriva stresului, alungarea stresului, această boală comună a vremurilor în care trăim. Florile busuiocului sunt aranjate sub formă de racem de culoare albă. Busuiocul nu este o plantă pretențioasă, însă este o plantă foarte sensibilă la frig și nu suportă temperaturi mai mici de 5 grade. El moare dacă noaptea sau ziua sunt temperaturi mai mici. De aceea se recomandă cultivarea busuiocului un pic mai târziu, în primăvară. Busuiocul este cultivat în majoritatea zonelor lumii, dar este o plantă originară din subcontinentul indian. Foarte multă lume are busuioc acasă, pe balcon. Se duce, își rupe o frunză, face o salată, face un bulion. E foarte bun sosul de roșii cu busuioc, utilizat chiar și la pizza, la orice. Este chiar indicat să ai o plantă precum busuiocul în grădină, în curte, pe balcon. Nu este plantă pretențioasă, deci poți o crești chiar și în ghiveci pe balcon. Busuiocul este o plantă anuală. Ce înseamnă asta? Trebuie reînființată cultura în fiecare an. Nu este cultură perenă. Numele de busuioc vine din limba greacă, Basileus, care înseamnă rege. Și de aceea este un motiv în plus pentru care mai este considerată plantă regală.